Rațiunea zilei, începând din acest moment, a venit Cătălin Striblea în studio. Suntem la și pe Facebook, pagina Radio Europa FM și cred că și pe Instagram, pentru că face un story Cătălin în momentul ăsta. Da, nu chiar live pe Instagram, stați, așteptați două secunde. Urmează să, da, apese acu... și butonul de postare. Acum, imediat îl vi-l arăt. Zicea Cătălin, păi să ne relaxăm așa puțin până intrăm în subiect. Nu ne relaxăm, Cătăline, pentru că nu e încă 1 iunie ba da, mă, e și totul... nu e nici 1 august. Înțeleg că de la 1 august ne relaxăm total. Stai un pic. Ce-o însemna relaxarea asta? Gata, l-am postat. Totală și parțială. Deci l-am postat pe stories pe Instagram. Stați să vedeți cum muncește domnul Radu Constantinescu. Așa. Încercăm să facem și noi ziua de marți mai plăcută, mai relaxată. N-ai văzut că lucrurile merg spre bine în România? Am văzut. Asta am venit să explic. Declarațiile premierului și ne explică chiar acum Cătălin Striblea. Rațiunea zilei. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Să remarcăm că lucrurile merg atât de bine că astăzi premierul a jucat fotbal cu câțiva liceni cu câțiva liceni la satul mare, că l-au cam alergat băieții, spune domnul Câțu. Ieri au fost și mai bune, dacă v-ați uitat la postările lui, a crescut și economia, dar vestea cu adevărat bună, și aici nu e nicio glumă și nicio urmă de zâmbet, este faptul că azi toate județele României sunt în scenariu verde de COVID. De adică, când au mai fost județele în scenariul ăsta? Cred că de la începutul epidemiei. Nu? Bun, dar pe de altă parte nu uita că sunt și ratele acelea. La un moment dat au fost modificate scenariile și aduse pe alte categorii. Deci asta înseamnă că majoritatea, toate județele sunt sub 1,5 la 1000. Lucru care se întâmplă și în București. Atât de mare e vestea bună, încât ministrul educației a anunțat că dacă vineri rata de infectare este mai mică de 1 la 1000, atunci școlile din localitățile cu această rată vor funcționa cu prezență fizică de luni. Încă o dată. Ministrul spune în felul următor. Avem scenariul de lucru așa. Dacă vinerea, în fiecare vineri, de acum înainte, rata este 0,9, să zicem, 0,99, atunci, în localitatea respectivă, toată săptămâna viitoare, copiii merg la școală fizică. Dacă la vinerea cealaltă rata se păstrează sub 1 la 1000, iarăși vor merge încă o săptămână copiii la școală. Deci vinerea devine etalonul din acest moment pentru săptămâna următoare de școală. Urmărim vinerea la ora 13 dacă săptămâna următoare se face școală sau nu. Și asta fizică, în sensul ăsta. Unde nu e posibil, adică este peste 1 la 1000, copiii vor sta și vor face școală online după categoriile pe care le știți în momentul acesta. Că știți că avem acum câteva împărțile, adică unii sunt la școală, alții sunt la... Da, e bine că ne putem orienta încă de vineri, pentru că până acum deciziile erau anunțate sâmbătă, dacă nu chiar duminica seara. Foarte mult ne-a luat. Mai bine de un an ca să facem tipul acesta de sistem, încă nu stăpânem foarte bine lucrurile, să vedem ce se întâmplă mai departe. Noi doi am mai povestit. Ăsta e un sistem pe care americanii îl folosesc de luni de zile, da? La New York dădeam exemplul ăsta. Era o anumită rată stabilită, nu mai știu cât era, 1,3 dacă nu mai mult chiar, și se anunța în fiecare dimineață, da? Și părinții știau în dimineața respectivă dacă își duc sau nu copiii la școală. Ne-a luat foarte mult să-l punem în funcțiune și la noi, vom vedea dacă e așa. Deci vineri la ora 13 împreună știm. În localitatea voastră, dacă este 0,9, automat luni merge lumea la școală. Vedem și la București cum e. Da. Încă o veste pe care trebuie să o luăm în calcul. STS anunță că de astăzi lucrează la pașaportul COVID și că și-a interconectat sistemele cu alte state ale Europei și că și românii vor avea acces, nu au precizat odată, dar să sperăm că foarte curând, la pașaportul COVID. Cum va funcționa? Că au spus cei de la STS. Exact ca la biletele de avion. Știți când vă cumpărați bilet de avion și îl primiți pe telefon sau pe e-mail? Așa și acum. Veți intra într-o aplicație securizată care este pe internet, da? O veți avea fie în telefon, fie pe desktop sau pe laptop. Din câte am înțeles, doar pe Android momentan, așa era precizarea.
Intrați în aplicație, cu ajutorul CNP-ului sunteți văzuți, mă rog, probabil că sunt mai mulți pași de urmat și veți primi un e-mail pe e-mailul dumneavoastră cu certificatul respectiv, cu pașaportul COVID. El conține un cod QR, codul respectiv exact ca la avion îl prezinți la cititorul. Se scanează, da. Se scanează sau poți să-l tipărești, da? Exact același lucru face, îl tipărești, are codul QR pe el, l-ai prezentat la ieșirea din țară, că de aici vor începe discuțiile și următorul pas pe care statul român trebuie să-l ia în calcul și să-l judece, Radu. Foarte mulți oameni vor avea o hârtie, nu? Din luna iunie, să zicem, poate 3 milioane, poate 4 milioane de oameni vor avea o hârtie care toată lumea se așteaptă să aibă și o utilitate alta decât aceea de a pleca din țară. Că nu toată lumea se gândește să plece din țară. Ha. Pentru cei care vor avea de făcut concedii, vor avea deplasări profesionale, hârtia e foarte utilă. Ai ajuns într-o vamă, ai scanat-o, toată Europa a văzut că tu ești vaccinat sau ai trecut prin boală, că și asta va arăta această bază de date. Da? Dar sunt mai multe situații. Și că ai anticorpi în speță. E, în România, deocamdată statul român se gândește, se codește, nu știe exact dacă hârtia aceea constituie un drept în plus pentru cineva sau cum va putea fi folosită. Asta e o măsură pe care ei trebuie să o decidă și să o spună răspicat. Dom'le, cine are hârtia aia? Merge la concerte, nunți, botezuri cu mătrii cu 100 de mii de persoane. Cine n-are hârtia aia mai stă. Asta e temerea aici. Deocamdată nu știm exact cum se va face chestiunea asta. Sigur că ei promovează vaccinarea și o vor promova mai departe, dar este de la sine înțeles că nu toată lumea va avea un astfel de pașaport. Mă gândesc că se așteaptă și o decizie totuși la nivel de comunitate europeană, nu? Ca toate țările să aplice. Sunt țări care încurajează această chestiune în mod evident. Grecia este una dintre țările care împinge foarte tare în zona asta, pentru că pe greci îi ajută foarte mult la turism. Cred că și Italia și alte state care trăiesc foarte mult din turism vor face tipul acesta de pașaport foarte aplicabil și foarte util și cred de asemenea că sunt foarte mari business-uri, foarte mari afaceri care vor milita activ ca asta să se întâmple. De exemplu, cei care organizează festivaluri în toată Europa, industria showbiz-ului, a spectacolilor, toți oamenii care adună mulți oameni la un loc, sportul, industriile de transport, toți aceștia vor milita activ pentru o însușire mai mare a acestui pașaport. Mulțumim pentru comentarii, Cătălin, te așteptăm din nou alături de noi la România, în direct mâine de la 13:15. Continuăm drumul cu prioritate. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.